Vă salut, columbofili adevărați. Mă bucur că pot să fac acest filmuleț cu această superbă pasăre și de valoare. O pasăre care astăzi, la ora 11 și 10 minute, a fost punctată în ceas. Este vorba despre 6x4060, femela pe care am mizat eu, care vine pe mine, 6x4060. Uitați-vă pe clasament de la Guben. Nu știu dacă sunt 150 de porumbei veniți, iar ea mi-a făcut plăcere și mă face mândru că a venit la ora 11 și 10 astăzi. O femelă frumoasă, soră, cu locul 4 de anul trecut provincial, care mi-a dispărut. Știți dumneavoastră cum a dispărut. 6x4060, venită de la Guven. Astăzi, ieri au intrat foarte puțin porumbei, foarte, foarte puțin porumbei. Și pe 9 județe, m-am uitat exact ce loc. Cred că vreau să mint, dar oricum în primii 70-80 de porumbei pe 9 județe, pe toată provincia Transilvania. Bine, nici nu s-au adunat așa puțin mulți porumbei, puțin peste 1000. Da. Și vă prezint și pe a doua. Uitați cât de bine seamănă. Soră după mamă. 6x4076, amândouă din echipă. Și 60 și 76-le sosite astăzi la ora 3:23. Da. Repet, încă concursul continuă. Chiar dacă s-au strâns porumbei puțin, mai puțin, au venit foarte mulți crescători de top care nu au niciun porumbel sosit până la această oră de la Guben Național. Iată că valoarea sușelor ce au în spate spune cuvântul. Vă spun cinstit, i-am așteptat puțin mai repede, dar să nu mâniem pe Dumnezeu. Bine că au sosit și acum. 060, 6x4060, chiar prima am pus-o în echipă, și 6x4076. Bineînțeles, vor merge în continuare la ultimul maraton. Sunt două femele de 2 ani. Vor merge în continuare la ultimul maraton. Aceasta care îmi vine pe mână, ea e mai slăbită, dar uitați ce bine seamănă. Greu, greu, un maraton extrem, extrem de greu. Extrem, dacă anul trecut eu am avut la 5:47 și la aceeași oră le-a dat drumul. Deci în prima zi, acum de-abia pe la ora 11. Iar primii porumbei au început să apară de-abia la cei cu distanță, cu 100 de km în fața noastră, avea la în jurul orei 8 seara. De fapt, acestea sunt maratoanele, acestea selectează porumbeii. Nu ne putem, dacă data trecută a fost vreme rea, a plouat, acum nu mai putem spune, nu putem mânia pe Dumnezeu, atât că a bătut vânt puternic, cred că lateral. Hai, fetițo, hai. Fetelor, voi sunteți reginele acestei etape, cel puțin în voliera mea. A fost un weekend și stresant pentru mine, cu 3 îmbarcări.
Astăzi, când au venit la 11 și 10, nu eram acasă. Da. Dar Dumnezeu m-a ajutat și am putut să o și, să o și anunț. De fapt, știi că sunt mai bine zis să-l anunț. Știți cum de prima dată am fost dezamăgit, că zic, n-au venit chiar în timp, tot timpul ne place să câștigăm, să fim acolo în primii 10, dar dacă dă bunul Dumnezeu și la anul și or să rămână pentru la anul, astea o să fie două piese grele, împreună cu, cu masculul acesta, care săracul, fiul lui 770, care săracul, vedeți și lângă gât, a venit prins de uliu și el ar fi făcut parte din, din echipa mea de maraton. Dar asta este. Da. 775 venit astăzi de la fond. Un fond greuț. Un fond greuț. Ok, țineți aproape de canalul Columbofile Adevărați și felicitări celor care, dar puțin au fost cei care au spus că 060 va veni prima și uite că a venit, eu am avut încredere în ea. Vă spun ce stii, mai aștept, o mai aștept pe sora asta, 064-le, 042 iar aștept 032 și de ce nu pe toți, ultimul, cel din Strava, îmi pare rău într-un fel că l-am băgat, dar sper să vină. Vă salut cu stimă și respect, Columbofile Adevărați, Doamne ajută!